Bună ziua, din nou, iată, în urma formării a diferitelor colonii a rămas, probabil vă întrebați, albina care am mutat-o pe alt loc, unde este? Iată, aici este pe 6 rane, am reorganizat-o. Aici este mătuță, ea este a doua familie formată în urma. Această familie este formată în urma tehnicii de roi cu legător. Și aici avem mătuță care era și ea în friguri și a rămas mai micuț pe 6 rame după restrângere. Și vreau să văd ce se întâmplă. Iată, ea ouă foarte bine. Rama este curată, bineînțeles, cantitatea de hrană crește. A trebuit să consume, să mănânce. Avem rezultatul un roi cu matcă împerecheată. Acesta este un roi cu matcă împerecheată, dar matcă de anul trecut. Iată, asta se întâmplă, asta rezultă după ce formezi un roi cu legător. La albina aduce polen, deja s-a are și culegătoare. Mătcuța o foarte bine. Mă uit după ea. Și are luat activitatea și depune ouă. Iată ce frumos ouă. Deci aici avem un roi care, bineînțeles, nu o să roiască, deci și această colonie are tendința de a avea tendința de a roi. S-a reorganizat frumos, are hrană, o mai lăsăm un pic la începutul lui iunie, după care, după împerecherea celorlalte măci care sunt făcute nucleele, vom crea. Aici vom da foi, ea are și coroană frumoasă. Ea nu prea având de lucru, s-a reorganizat și a făcut asta. Acum mă tot gândesc să-i dau o foaie, deci asta o să fac. Are miere căpăcită, ea deja arată foarte bine și aceste rame cu miere căpăcită vor fi date deoparte. Da. Deci o să-i dau o foaie, fiindcă aici deja are numai miere căpăcită și miere. O să-i dăm o foaie. Trecem o ramă din asta cu miere în spate, în locul ei o să-i dau o foaie ca să aibă de lucru. Nu prea mai are spațiu unde să o matca, e plin cu miere. Aducem o foaie și în loc la rama cea cu miere îi punem o foaie în față și o să o verificăm peste o săptămână, așa. El se comportă ca un roi. Deci el este pe 6 rame, bineînțeles va evolua treptat, dar îl voi folosi mai mult pentru a obține puiet pe la această masă. Bine, cam atât am vrut să vă prezint ce s-a întâmplat cu
familia care a fost mutată de pe locul respectiv. Numai bine.